Moara cu noroc de Ioan Slavici Nu vei la începe cu discuția dintre bătrână și ginerele ei, Ghiță, personaje care își duc viața între câmpia Aradului și munții Bihorului. Omul să fie mulțumit cu sărăcia sa, căci, dacă e vorba, nu bogăția, ci liniștea colibei tale te face fericit, spune bătrâna, în timp ce pe Ghiță îl definește dorința de schimbare și spiritul de aventură. Bătrâna nu și impune autoritatea, ci emite un avertisment. Așa că, Chita are libertatea de alegere și, deci toată răspunderea, așa că hotărăște fără ezitare să-și urmeze dorința. De la Sfântul Gheorghe, acesta arândează moara cu noroc, o cârciumă situată într-un loc pustiu, dar care le pare noilor locatari un loc frumos și binecuvântat, în care se pot câștiga bani mulți. Hanul este așezat într-o vale dezolantă, în care se intră și din care se iese foarte greu. Poartă spre locurile rele, pline de capcane. Spațiul fizic este întregit de cel uman, dominat de lumea porcarilor ce își mână turmele prin pădurile de stejar din jur. La început lucrurile merg bine. În fiecare sâmbătă oamenii își numără banii, iar duminica bătrâna merge la biserică. Momentul care tulbură viața tinerei familii este apariția înfricoșătorului Lică Sămădăul. El sosește la Han într-o lună dimineață și, după ce le privește pe tânăra Ana și pe mama ei, dorește să afle cine este cărciumarul. După ce se prezintă, autoritar, Lică îi cere lui Ghița să țină evidența celor care se opresc la moară. A doua zi Ghița se duce la Arad. Își cumpără două pistoale și o slugă, pe marți. Iar de la fundureni, doi căței flocoși. Ghiță își dă seama că la moara cu noroc nu putea să steie nimeni fără voia lui Lică. Când la cărciu mă poposesc câțiva oameni de-ai să mă care-i cer lui Ghiță să-i servească în schimbul a cinci grăsuni din turmă. Pentru prima dată în viața lui, bărbatul se gândește ce bine ar fi fost dacă n-ar fi avut nevastă și copii. Pentru ca să poată zice, prea puțin îmi pasă, Deși anal tot roagă pe soțul ei să plece din acel loc, Ghiță decide să mai stea. Următorul pas în relația dintre Ghiță și Lică se prefigurează atunci când Lică era cărciomarului, semnele turmelor sale și îi cere să îl rețină pe fiecare om care conduce o turmă. Sămădăul îi cere toate cheile casei, se duce la sertarul cu bani și ia de acolo un teanc, fără să-i numere, spunându-i că sunt compromuși și că o să-i înapoieze. Ghiță își dorește ca Lică să-l privească la fel ca pe un partener, ci nu ca pe o slugă. În tot acest timp, Ana se simte tot mai părăsită. De când se împrietenise cu Lică, Ghiță devenise un străin. Atmosfera devine gravă în momentul în care Lică vine la moară însoțit de cei trei prieteni ai săi. Buză ruptă, săi lăboarul și răuți. Și lua de val o invită la dans pe Ana. Joacă muiere, parcă are să-ți ceva din frumusețe, îi spune soțul ei, iar ea se supune. Seara, să-i lăboarul și buză ruptă pleacă spre ineu, răuți spre pădurea de la fundureni, iar Lică hotărăște să poposească la cârciumă, deoarece dorește să discute cu arendașul evreu. În timpul nopții, Ghița aude lătratul câinilor și vede pe geam un bărbaș o femeie pe care nu-i cunoaște. În plan paralel, cărciumarul se împrietenește cu jandarmii, în special cu pintea, care vin tot mai des pe la cărciumă. Jandarmul îl anunță pe ghiță că în acea noapte doi oameni îl șefuiseră și pătuseră pe arendaș. În acest context, ghiță e dispus să meargă la Ineu ca să depună mărturie în sprijinul lui Lică, susținând că a dormit la cărciumă și că nu are cum să fie implicat în jaf. În timp ce cărciumarul e plecat, la moară sosește o văduvă circa de 28 de ani, îmbrăcată în negru și de mână cu un copil de 5 ani, slab și bolnăvicios. Femeia poruncește să Mekai, în ciuda a insistențelor Anei, șandarmilor și ale vizitiului de a rămâne acolo peste noapte. În drum spre Ineu, Ghiță se gândește la toate legăturile sale cu Lică și se simte vinovat ca om însoțit ca un făcător de rele. Dacă Lică este condamnat, Ghiță poate fi acuzat de complicitate. Dacă Lică scapă, urmează războnarea. După ce Mart și Ghiță sunt interogați, iar Pinta o aduce pe slujnic cauța, aceștia pornesc spre Cârciumă. Pe drumul de întoarcere descoperă trupul unui copil mort de lovitură, pe care o primise, precum se vede, cu patul puști în ceafă. Spre miezul nopții, Pinta găsește și trupul femeii negru, iar lângă ea se afla biciul Lică. Șirul victimelor continuă cu unul dintre jandarmii lui Pintea, înjunghiat cu un cuțit care părea a fi a lui Săilă. La buză ruptă acasă se găsește în acest timp o parte din arcintăria furată de la arendaș. Așa că Pintea se duce la comisar, în timp ce alți jandarmi aduc vestea că Lică este nineu, pentru că venise să întâlnească o doamnă de la Arad care avea să-i dea prețul unei turme vândute la târgul de la Zărand. În fața comisarului, Lică recunoaște că văzuse cuțitul la săilă și că biciul este a lui, presupunând că-l uitase la moara cu noroc. Lică negă tot ce declaraseră ceilalți oameni la anchetă, spunând că poate fi adevărat, dar el nu și amintește nimic, că arcintăria arendașului fusese pusă de altcineva, în mod intenționat, în casa lui Buză ruptă, iar despre biciul și cuțitul găsite la locul omorului, dă din numeri. Spre surprinderea tuturor, pinte repetă afirmațiile lui Lică. În final, Lică se află nevinovat. Ghiță, ale cărui portări dăduseră loc de bănuieli, scăpă în lipsă de destule de dovezi, iar Buză ruptă și săilă boarul fură o sândis pe viață. În zilele următoare, Lică îi aduce lui Ghiță banii furați și îi mărturisește că femeia a murit deoarece n-a vrut să vândă un lanț care era foarte drag. La rândul ei, Ana descoperă că bagnotele pe care le numără sâmbăta le văzuse la doamna Andoliu, așa că îi le arătă lui Ghiță care se duce cu ele la pintea. Acolo el se înțelege cu jandarmul să-i aducă toți banii primiți de la Lică, pentru a-i schimba cu alții iar cei însemnați să rămână dovadă. În timpul acesta, bătrâna pleacă împreună cu copiii să petreacă sărbătorile de pași la Ineu, iar Ana rămâne la cărciumă alături de Lică. Deși supăra la început că nu a putut scăpa de ea, Lică se simte bine când vin lăutare și o ia la joc. La sfârșitul dansului, Lică o ține pe Ana pe genunchi și o sărută, iar Ghiță își lasă soția în brațele sămădăului și se duce după pintea. În această situație, Ana i cere lui Lică să o ia cu el, văzând în Lică adevăratul bărbat. Nu o moire îmbrăcată în haine bărbătești. Cu Ghiță, însă Lică nu vrea să aibă de-a face cu ea și pleacă pe cal, înfruntind o furtună de care abia se adăpostește într-o biserică. Finalul novelei îl surprinde pe ghiță întors acasă, unde o găsește pe Ana și o înjunghie cu un cuțit. La rândul lor, Lică și Răuț din ordinul sămădăului, își descarcă pistolul în ceafa lui Ghiță și dau foc hanului. Urmărit de pintea, lipsit de puteri și fără a putea trece râgul umflat din cauza ploii, Leică își sfărâmă capul de trunchiul unui stejar uscat. Lun la prânz, bătrâna și copiii privezi zidurile afumate ale cărciumii. Așa le-a fost dat.